Salutare din nou, iată-ne împreună, eu sunt Richie Yes. Și eu sunt Richie J. Și cum v-am obișnuit cu testele noastre idiote, mie îmi plac foarte mult chestiile astea, sunt destul de divertente și vrem să vedem cât de idioți suntem, cât de tâmpiți suntem. Și pentru asta am găsit un alt nou test în italiană, pentru că în română nu știu de ce nu găsesc rezultate așa de multe. Și am oportunitatea să vă zic mulțumesc la abonați care s-au abonat acum de recent, că am ajuns foarte repede la 57, nu mă așteptam, sincer să fiu. Pe canalul de gaming. Și vă mulțumesc și pentru abonați care s-au înscris acum de recent și pe canalul nostru Richie S și Richie J. Principal, da. Avem, nu știu, la momentul actual 106-107 abonați într-o lună de zile, ceea ce nu e deloc. Oricum, la sfârșitul videoclipului o să vă las și linkul în descriere și în descriere și la sfârșitul videoclipului o să vedeți acolo canalul meu de gaming, pentru cine vrea să uite și acolo. Deci, să vedem. Hai să încercăm să dăm direct în română. Trecem în română? Da. Cât de bun sunteți de a completa următorul test prost, test idiot? Da. Chest. Nu știu. Quiz de eliminare și... De ce l-a tradus chest? Aici. Arată-ți inteligența cu aceste teste stupide, exact ce îmi place mie, ce v-am spus, și distractive, care îți vor testa abilitățile intelectuale. Testul de prostie este conceput pentru a testa IQ-ul și ceea ce ești capabil să apuce înșelăciune. Exact. Hai să vedem. Nu știu ce vreau să zică. Și cât să-i... cât ești de... Capabil să fii atent la chestiile specială. La înșelăciuni, da. Am tras în română, degeaba. Mă rog. În această întrebare e un erore. E o eroare. Care? Greșeala. Nu, e un erore. E o eroare. Care e aia? Ia de mai jos, poate. Da, să dau mai jos. Uite, asta e. Uite, ai aici și întrebări. Eroarea este în text. Uite că avem de asta. Eroarea este în textul întrebării. Eroarea este în ordinea numerelor. Greșeala este în... Am văzut-o deja. Și am văzut-o. Care e? Ce? Da, avem de două ori E. În această întrebare e un erore. E o eroare. E-ul sau ce în italiană. Ok, deci este în textul întrebării. Da, și este corect. Corect. De fapt, expresia acolo se repetă de două ori. Nu e acolo, e E. Repetați cuvântul alb de 5 ori, apoi răspundeți la următoarea întrebare. Ce bea vaca? Hai că asta o făceam la gândiță. Alb, ce bea vaca? Apă! Apă bea vaca. Deși prima dată când am putut treaba, să recunosc, am spus lapte. E alb, ce lapte. Da, bine, asta se făcea altă, știi, că punea unul pe altul, zic, ia zi, alb, repete, alb. Și repeteam, alb, și am dat, mă întrebam, zicea, ce bea vaca, lapte! Da, că te lua, erai cu alb în cap și albul laptele. Un cocoș francez depune un ou chiar la granița dintre Italia și Franța, deja cocoșul nu depune niciun ou. Dacă vântul bate din Italia în Franța, de ce parte va cădea ou? Nici n-am înțeles întrebarea, dar am înțeles care e treaba, nici în Franța, nici în Italia, că e clar că cocoșul nu depune ou. Corect. E de cocoș francez. Mikey Mouse are o eșarfă? Mikey Mouse. Da. Și asta e un șoarec normal. Da. Ea? Cum adică ea? Vreau să zic că da. Da, si. Da. Cum se traduce, mă, si în ea? Deci, da, că ăsta e Mikey Mouse, ăsta nu e Mikey Mouse, ăsta e doar un mouse. E doar un mouse. Deci da. Un mouse. Corect, răspunsul corect. De fapt, Mikey Mouse sau Mikey Mouse, cum adică? În această imagine poartă eșarfă, celelalte animale se schimbă un șoarec normal și nu are eșarfă. Ok. Într-un rezervor sunt 10 pești, 5 roșii și 5 galbeni. Așa. 4 pești de aur înnecați. Bă, nu, stai să dau pe... că nu înțeleg. Deci într-o vană sunt 10 pești. Deci într-o vască, într-o vană, într-o ceva. Vană.
Sunt 10 pești, 5 roșii și 5 galbeni. Așa. 4 pești roșii se înneacă, vezi? Pești da. Roșii, ai văzut? Da, acolo sunt pești aurii. În traducere îmi dă pești de aur. De aur. Deci avem 10 pești, 5 roșii și 5 galbeni. 4 pești roșii se înneacă, cât așa? Pești galbeni rămân. Deci se înneacă 4 pești roșii. 5 galbeni. Și se întreabă câți pești galbeni rămân. 5 pești galbeni. Că nu moare niciun pește galben. Păi nu moare niciun pește de niciun fel, că peștii nu se neacă. Ai unde ai văzut pești senecat? Ba, mai sunt pești care... Se neacă? A, dar nu, nu erau pești, erau șerpi de... Da. Mă rog, nu știu ce erau, dar pești nu se înneacă. Da, locul da, da. Te întreabă dacă 4 pești roșii se înneacă, câți pești galbeni... Normal, dacă iei fără chestia asta de pești, erau 5 galbeni că rămâneai. Dar vedeți că n-ai decât 1-1. 5 galbeni, nu? 5 galbeni rămân, ca aia. Adică că noi... la început tot e aia și după da. Aia. Dar de ce se neacă pești? Nu știu. La... Uite, că aia zice că pești nu se înneacă, deci rămân toți, e clar. Păi da, dar era singura care... Da, asta nu-mi place, chestiile așa nu-mi plac. Câte mâțe se ascund între... Bufnițe. Bufnițe. 2, stai, că le văd de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bă, unde vezi toate amuțe, bă? Păi alea care n-au chestiile astea, părul ăsta, așa. Nu e adevărat. Sau alea care au alea părul... Ălea care au ciocul galben sunt... cum ai zis? Are fapt, da, că le-a bufnițe. Ăștia sunt mâțele. Da, că au nasul. Nasul negru. Unu? Deci, două. Două? Și asta? Aia nu știu, nu se vede. Două? Da. Două. Două se recunosc pentru că nu au ciocul galben, dar au botișor. Botișor de senat. Asta e iluzie optică, care din cele două cercuri portocalii e cel mai mare. Care e? Păi, vezi că e iluzie optică, că ai ăștia mari. Da, ăsta. Ăsta e cel mai mare. Nu e ăla cel mai mare, sunt absolut egal. Egale? Da. Mi se pare mai mare ăla, de-aia zic. Se pare tocmai din cauza ăla. Da, totuși mi se pare mai mare ăla, mă. Ai făcut rău. Cercurile portocalii... Sunt egale, sunt alea alte care schimbă dimensiunile, da. De chiar dacă în comparație cu... Nu, stai, stai, cu... deci o încerc, ia-te-o cu deci o încerc, deci nu se poate. Cercuri. Paint. Măsuri? Păi da. Deci jur cu o măsură, că mi se pare mai, mai mare, pe bune. Acum, fără o dimensiune asta, așa, se iau deci din punctul ăsta până în punctul ăsta, să fie drept. Și asta din punctul ăsta până în punctul ăsta să fie drept. Ba, sunt egale. Sunt egale, da. Are chestia de iluzie optică, da. Exact, sunt egale. În comparație cu cercurile, mai mi s-au da, 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 da. Da, să dau înapoi pe... Da, pare mai mare, dar e la fel. Da. Într-un pin sunt două ramuri mari, de unde pleacă trei ramuri mai mici. Mamă, dăm pixul. Pe bune. Deci avem două ramuri mari. Deci avem pinul și avem două ramuri mari. Din ăștia două ramuri mari pleacă trei ramuri mici. Da. Una, două, trei, să zic. Da? Da. Una, două, trei. Din fiecare din ăștia trei... Mici pleacă încă două. Încă două. Și asta. Pentru fiecare din aceștia sunt trei cireșe. Ce cireșe pic? Și eu mă chinui să fac... Eu m-am chinui să fac și desenul, că n-am citit întrebarea. Câte cireșe sunt în total? Câte cireșe... Deci pe fiecare din... Cum să crească cireșele pic? Că aici e vrăjeala, sigur. Nici o cireașă, cireașă e pin. Corect. Un pin nu poți să... Nu știu, că ai gândit să desenezi pin. Am pus și desenul. Am și talena desenul. Ce avea în gură vaca din imaginea de la întrebarea numărul 2? Că nu trișa, nu te uita înapoi. Ce avea în gură? Eu nu mai știu, aveam o vacă la întrebarea numărul 5. Coada, coada, m-am amintit coada. Avea coada? Da, avea coada, avea coada. Avea coada. M-am amintit. Eu aș uita de vacă, eu mai nu mi-am zis că aveam o vacă. Eu m-am amintit. Da, bă, uite, avea... avea... Avea coada. Da. Deci, era, era ceva negru de aia. Atenție la mea, atenție, da. Sunt doi gemeni. Unul se cheamă Natale și altul Pascuale. Pascuale. Adică în românește unul se cheamă Crăciun și altul se cheamă Paște. Natale, e, deci Crăciun e născut la Crăciun. Și Pascuale când e Crăciun? Când e Crăciun? Și Pascuale când e... Deci dacă Natale e la Crăciun și Pascuale tot la Crăciun dacă-și gemeni. Păi normal, sunt poate fi crescut. Deci, da.
Sună mai bine în italiană, dar și în română. Deci avem doi frați, gemeni, Crăciun și Paște. Crăciunul e născut de Crăciun și Pascoale când e născut? Tot de Crăciun. Tot de Crăciun, normal. Dar în italiană aici e unul Natale, altul Pascoale. Natale e născut la Natale, Pascoale la Pascua. Pascua. Nu, la Natale. Da. Rect, de Crăciun. Gemeni. Așa, o spața neve, adică o chestie de aia de împrăște zăpada, o mașină de așa, împrăște zăpada în una, pe o stradă. Pe o stradă. Dacă strada e în coborâre, pune zăpada pe laturi. Da. Dacă, așa, în urcare, o pune tot pe laturi. Și în curbă, tot pe laturi. Dar în galerie... Ciuciu în galerie, că în galerie, nu e zăpadă. În tunel, da. În tunel nu e zăpadă. Băi, ce inteligenți suntem. Și a schipat rast. Să nu ne deochem. Deci niciuna. Păi normal, că acolo în tunel n-are cum să fie zăpadă. Așa nu trebuie să dea zăpadă. Ce o fi răspuns tot pe margine? Se zice... că o curbă e dreaptă. Bun, asta sună bine numai în italiană. Girona se sună... dreptă. Hai să încercăm traducerea, ha, sigur nu. Mă, mi-e frică. Da, e aceeași că îți dă în engleză. Da, tot și bine să înțeleagă lumea ce vrea se să zice. Se zice că o curbă e straight sau straight. Adică e, mă rog, în italiană avem două moduri de a spune dritta sau dritta. Dritta se referă la drepturile umane, la asta sau dreptul tău de om. La drept, da. La drept în sensul de drept. Deci cum se zice corect? Nu se zice nici cum, că o curbă nu e, nu poate să fie nu dreaptă. Nu poate să fie dreaptă. O curbă e curbă. Deci niciuna. Niciuna. Deci atenție la neatenție. Reușești să vezi care din mașinile din imagine sunt niște Panda, adică niște Fiat Panda. Panda. Păi asta e Lancia. Asta e Lancia, că știu. Asta e, ăsta e Fiat Panda. Ăsta e Fiat Panda? Ăla-i? Nu. E Fiat, dar cred că e Fiat 1. Sau Fiat Panda? Sau ăsta e Fiat Panda. Asta de aici. Avem una, două sau nu sunt? Nu, sunt. Două mi se pare că sunt. Două. Deci care să fie asta și asta? Să fie două modele, unul mai nou, unul mai vechi? Da. Să zicem două? Păi nu știu, una sigur e, una din ăștia două, e sigur, nu știu. Mai zicem două, deci chiar nu... Nu, era una. Una, nu zice care. A, bă, uite, zice aici jos, zice mai jos care-i. Deci asta, numai asta, cum am zis, da. Dar și asta, asta seamănă foarte mult aia de lângă. Dar aveți că n-are chestia asta de la Fiat, probabil păi aia. Păi da, 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 aia era treaba posibil, da, oleu. Așa. Liniile din această imagine sunt paralele? Absolut. Da, da. Toate paralele. E din nou o iluzie optică. Da, sunt din cauza cu alea, e una așa, da, una așa. Da, țepii aia, se pare că... Se pare că se duc toate, da, pe aici. Treaba lor. Da, absolut toate. Paralele. Răspuns exact. Toate liniile sunt paralele, chiar dacă iluzia lui Zollner, așa se cheamă chestia, da, te face să crezi totul altceva. Mișcând trei chibrite, e posibil să schimb direcția piramidei de la dreapta la stânga. Care trei trebuie să le muți? Păi n-am, trei chibrite, că nu pot... Păi fac cu pixul, foaia. E rău că nu poți să iei cu mouse-ul direct de pe da, ăsta, să știi? Să le muți tu, da. Nu știu, dacă n-am chibritele, așa e foarte greu de ăsta, habar n-am. Dă mai iurea să vedem. Care era? Aia care nu-i să vezi, să iei alea două, știi? Primul și al patrulea. Ăsta și cu ăsta vin puse aici. Da. Și ăsta de aici vine pus ultimul. Deci le iau pe ăștia două, vezi? Da. Le iau pe ăștia două și rămân două. Da, uite aici, da. Ăștia și le iau de aici și le pun aici. Da, 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 da. Și ăsta de aici e gata, mă înțeleg. Da, da, și arată. Exact, și arată desenul cum se le faci. Am făcut 13 din 15, da. E bun, e bun. Cât e să da, nu mă interesează, nu mă interesează, nu mă interesează. Atâta. Interesant și chestia asta de stupiditate, de idioțenie. A fost destul de mișto și asta mi-a plăcut. Cam atât pentru astăzi și cred că cu asta am terminat și filmările în perioada de carantină pentru astăzi, pentru că, așa cum am zis, nu mai știu care o să fie videoclipul, cum o să le filmăm, dar am filmat vreo 4-5 videoclipuri, unul după altul. După altul, de-aia suntem și îmbrăcați la fel și eu tot cu masca asta, tocmai pentru a evita să intru în cameră la Alex așa de mult, ne-am luat măsurile de precauție înainte,
Am filmat 45 videoclipuri, avem material pentru câteva zile. Ne vedem la următoarea lume. Sper că vă plac videoclipurile noastre. Mai dați-ne și voi câte o idee în comentarii, ce ați vrea să mai facem, ce provocări, lansați-ne câte o provocare. Noi le facem în limita posibilităților. Dacă nimic. Dacă v-ați abonat la canal, foarte bine, activați și clopoțelul, nu uitați de asta. Dacă nu v-ați abonat la canal, abonați-vă și activați clopoțelul. Și dacă vă plac videoclipurile, dați și câte un share pe acolo. Un like, un share, un coment acolo, care face bine. Ne ajutați și pe noi să creștem canalul ăsta mai... Și să înțelegem ce vreți voi să vedeți. Mai repejor, da. Exact. Cam atât. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's